Și că tot veni vorba despre Republica Moldova, duminică sunt alegeri anticipate. Ce așteptări aveți de la acest scrutin în care practic se va decide o nouă direcție? Parlamentul este foarte important, da? Degeaba avem președinte pro-european dacă nu avem și un parlament care să pună în practică idei europene, să traseze o traiectorie europeană. Republica Moldova este stat parlamentar, de aceea alegerile parlamentare sunt cele mai importante alegeri pe care le au. Țin minte că am fost la dumneavoastră în această emisiune chiar și înainte de alegerile prezidențiale de anul trecut. Și așteptările mele sunt aceleași ca cele de la prezidențiale, ca oamenii să conștientizeze importanța acestui scrutin. Vorbim în Republica Moldova ca și în România, de altfel, înainte de fiecare alegeri, spune că sunt cele mai importante alegeri de până acum și cam așa e de fiecare dată. Dacă în noiembrie sau când au avut loc alegerile prezidențiale în Republica Moldova, cetățenii au ales un președinte pro-european și au conștientizat cât de important este rolul președintelui, chiar dacă e republică prezidențială, mă aștept ca oamenii să înțeleagă că este foarte important, în primul rând, să iasă la vot. Pentru că sunt alegeri anticipate acum. S-a văzut după alegerile din 2019 că n-a funcționat, că Parlamentul n-a fost reprezentativ sau că oamenii care au fost în Parlament nu au apărat și nu au luptat pentru interesele cetățenilor. Acum oamenii au ocazia să seteze Republica Moldova pe un drum, cred eu, că cel puțin 8 ani de zile. Pentru că direcția pe care o va lua Republica Moldova începând de luni va fi ori spre est, ori spre vest și nu va mai putea fi schimbată în următorii 8 ani de zile. De aceea este important ca oamenii să iasă la vot. Bineînțeles că ne dorim un guvern partener în Republica Moldova, un guvern cu care să putem colabora, un guvern cu care să putem lucra în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova. Asta înseamnă o guvernare pro-europeană după data de 11 iulie. Dar, cum spuneam, cel mai important, în primul rând, este prezența la vot. Pentru Credeți că va fi o prezență mare la vot? Dau și o responsabilitate celor aleși. Mă aștept să fie o prezență bună la vot, din ce am urmărit ce se întâmplă în Republica Moldova și de asemenea sper la o prezență foarte crescută în diaspora moldovenească. La alegerile prezidențiale în turul 2 am impresia că au fost undeva la 250.000 de moldoveni la vot în diaspora. Cred că ar fi un lucru extraordinar dacă s-ar mobiliza și ar reuși să iasă și acum pentru că s-a făcut diferența atunci. Deci diaspora va cântări foarte mult în rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Ca și la noi. Diaspora cântărește foarte mult și dacă se va mobiliza diaspora și duminică, atunci cred eu că vom avea o surpriză plăcută sau un rezultat plăcut duminică seară. Va reuși un singur partid să facă majoritate sau vom ajunge la o alianță? Este greu de spus. Am văzut că sunt diverse sondaje în această perioadă, așa cum era, cum e normal în campanie electorală, apar sondaje. Este greu de spus. Sondajele sunt, iar eu am o experiență destul de lungă cu Republica Moldova și cu sondajele. Foarte rar sondajele au fost reale, în sensul că sondajele din timpul campaniei să se apropie cât de cât de rezultatul alegerilor. De aceea mi-e foarte greu să estimez. Nu e imposibil ca un singur partid să preia majoritatea, dar e greu de estimat. Nu prea avem informații reale pe care să ne bazăm. Dar
că e un partid, că sunt două partide care fac majoritatea, e important să fie o majoritate pro-europeană.